e ceva pozitiv aici, în blocul acesta. E o energie solară. E ceva care atrage, e ceva benefic, e ceva molipsitor, e ceva care cred că va aduce multe surprize frumoase aici și mai departe. Spectacol foarte viu, foarte activ, foarte pasional, cu fete foarte frumoase și cu băieți nebuni. Zero Entertainment s-ar putea nișa pe viitor, pe muzică, de teatru și film. Zero Entertainment o să facă multe lucruri. Generația tânără de actori în trei cuvinte? Smart. Altfel. Speranță. Eu nu sunt cerșător! Sunt actor! Cât la sută este Vlad în Sergi? Eu un sfat pentru Daniel. Nu prea. E clar, Daniel face o greșeală pe care mulți oameni o fac și nu numai, adică toate personajele astea fac niște greșeli primare pe care în general noi oamenii le facem și de altfel de aia și spectacolul e o lecție. Divulga cu ce servești pe doamna Dora. Sunt oameni care au încercat și au dat greș. Sunt oameni care au încercat și au dat greș din nou și din nou, dar ei nicio clipă nu s-au lăsat.